Bine v-am regăsit la Vapează Liniștit, numele meu este Andrei și astăzi vom discuta despre 6 lichide din gama de London Ridge, acel de la Global Hub. Cei de la Global Hub vin pe piața românească cu o diversitate de lichide importate din UK. Dacă doriți să testați lichide aduse de ei, îi puteți găsi pe Vlad Țepeș numărul 8 în Brașov sau pe Zaharia Stancu numărul 1 în Coresi, au și acolo stand și am înțeles că și în București au deschis acum. Am primit aici câteva pliante din fiecare gamă pe care o au și am să vi le prezint un pic, așa pe scurt. Haideți să începem. Au o gamă de lichide numite Dripping Liquid, care sunt 70-30 VGPG și sunt valabile în 3 mg nicotină sau 6 mg nicotină. Cam așa arată pliantul și avem Mixed Berries, Blueberry, Creamy Custard, Citrus Sherbet, Pink Lemonade. Următoarea gamă se numește gama Tropics. Lichidele vin în sticluțe a câte 50 de ml. Da. Și avem Watermelon, Raspberry, Juicy Peach, Fizzy Pineapple, Pina Colada, Black Currant and Menthol, Fizzy Apple, Coconut, Pineapple, Raspberry, Fizzy Orange și Passion Fruit și Icy Grape. Următoarea gamă se numește Chill Bro. Avem aici 4 lichide. Sunt 70-30 VGPG și sunt valabile în sticluțe de 50 de ml. Și avem Icy Grape, Icy Mango, Iced Cola și Icy Black Currant. Următoarea gamă se numește The Captains și sunt valabile în 3 mg, 6 mg nicotină și sunt 80-20 VGPG. Următoarea gamă se numește Thirsty și avem 5 lichide din această gamă: Apple, Cherry Cola, Black Currant, Forest Fruits, Tropical. Sunt 50-50 VGPG, ca și concentrații de nicotină de la 3 mg la 18 mg. Mai avem gama de lichide Paco Liquid, care e formată din 3 lichide la 50 de ml. Avem 70-30 VGPG și avem Sherbet Lemon, Sherry Sherbet și Rainbow Sherbet. Mai avem gama 0-50, avem 4 lichide la 50 de ml. Și avem Pina Colada, Lychee Raspberry, Mixed Berries și Green Slush. Sunt 70-30 VGPG și mai avem gama de lichide The London Ridge, cea despre care o să vorbim imediat. Această gamă de lichide vine cu 21 de arome. Avem fructe, desert, tutun, mentol. Da, ele sunt 50-50 VGPG și vin la sticluțe de câte 10 ml. Da, cam așa arată meniul pentru The London Ridge. Haideți să începem cu review-ul propriu zis. Eu am 6 lichide din gama The London Ridge. Le-am testat pe toate aproximativ o lună. Bineînțeles, le-am vapat doar pe metele, pentru că sunt destinate vaporilor care vapează metele. Am să fac așa ca un top 6. O să încep cu lichidul care mi-a plăcut mai puțin, spre lichidul care mi-a plăcut cel mai mult. Pe locul numărul 6, din preferințele mele, se află lichidul New York Cheesecake, care arată cam așa. New York Cheesecake este o prăjitură cu cremă de brânză și vanilie. Da, probabil, dacă ați mâncat cheesecake până acum, probabil că am știți despre ce este vorba. Mie, sincer, nu mi-a plăcut acest lichid, l-am vapat cu greu. Se simt note de blat, cu puțină cremă și vanilie pe XL. Pe XL se simte blatul, coca aceea cu crema aia de brânză. Bine, nu este o brânză ca brânza aia de burduf pe care o știm. Este o brânză mai dulce, un fel de cașcaval mai mult. E așa, iar pe XL se simte vanilia. Da, în combinație mie nu mi-a plăcut acest lichid. Da, să trecem mai departe. Pe locul 5 din topul meu se află lichidul Lemonade. Lemonade, așa cum îi spune și numele, este o limonadă, dar este o limonadă acră. Dacă ați văzut recenziile mele anterioare, eu v-am spus că mie nu-mi plac lichidele cu lămâie sau citrice. Ei bine, na,
nici lichidul ăsta nu mi-a plăcut. Dar vreau să zic, chiar dacă nu mi-a plăcut mie, pot să apreciez un lichid care este bun. Acest lemonade este într-adevăr o limonadă, în adevăratul sens al cuvântului. Este o lămâie acră, fără zahăr, da? Și este proaspătă. Se simte foarte bine lămâia aia, nu este o lămâie artificială. Pe locul 4 din topul meu se află lichidul Virginia. Virginia, ei bine, este un tutunos. Este un tutun dulceag. Pe inhale se simte tutunul dulceag cu un TH foarte slab, deci nu are un TH puternic. Iar pe exhale se simte ceva dulce, așa dulceag. Nu știu cu ce l-aș putea compara. Cred că se asociază cu țigările alea analoage Virginia Slims. Cred că de acolo s-au inspirat, de s-a numit acest lichid Virginia. Fiind mai un lichid pentru doamne, să zic. E așa mai dulc, mai dulceag. Dar vreau să zic că e bun de vapat all day. Eu, după ce am vapat foarte mult timp dulciuri, mi-a picat bine acest Virginia, ceva mai sec. Merge bine la cafea. A fost un lichid bun. Pe locul numărul 3 se află lichidul Pinkman. Lichidul Pinkman este un mix de fructe roșii. Fructe roșii însemnând smeură, mere roșii, poate și un pic de căpșună. Da, este un mix din toate aceste fructe roșii și vreau să zic că este un mix bun. Notele predominante pe care le-am simțit eu în acest lichid sunt smeura și merele roșii. Eu pe astea două le-am simțit când una mai tare, când una mai slab. Le-am găsit așa un echilibru între ele. Pe inhale se simte mixul de fructe, cum v-am zis, meura și merele roșii, eu pe astea le-am simțit cel mai bine. Iar pe XL lasă așa un aftertaste mai de mere roșii, așa mi-a dat impresia. Per total este un lichid fructat foarte ok, mi-a plăcut. Pe locul numărul 2 din topul meu se află Rolling Tobacco. Rolling Tobacco, vreau zic că a fost un lichid excepțional. Este un tutun dulce, puțin lemnos și cu ceva caramel. Eu așa l-am simțit, așa l-aș descrie eu. Pe inhale se simte tutunul lemnos, iar pe exhale se simte caramelul. Este o combinație foarte bună. Această combinație m-a făcut să-l vapez cu mare drag. L-am vapat în fiecare dimineață la cafea. Merge foarte bine. Un lichid tutunos care mi-a plăcut și pe care cu siguranță îl voi mai cumpăra. Iar pe locul numărul 1 din topul meu se află Rainbow Fruits. Rainbow Fruits, așa cum spune și numele, este o combinație de fructe. Dar nu orice fructe. Ce fructe am simțit eu în acest lichid au fost banane și căpșuni. Mie mi s-a părut o combinație între astea două și o combinație chiar bună. Mie îmi plac lichidele cu căpșuni, iar mixul ăsta între banane și căpșuni e super, m-a surprins. Pe inhale se simt căpșunile mai mult, iar pe exhale se simt bananele. Cam atât vă pot zice. Alte fructe n-am mai simțit. Astea sunt fructele predominante în acest lichid. Dar vreau să vă zic că aceste fructe se simt foarte natural, nu sunt fructe artificiale. Cu siguranță pentru mine acest lichid a fost un lichid de all day vape. Cam astea au fost cele 6 lichide testate de mine de la Global Hub din gama de London Rage. Numele meu este Andrei, tu te-ai uitat la Vapează Liniștit. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, să te abonezi pentru mai multe recenzii și ne vedem data viitoare cu un alt review.